Mai mulți craioveni care au trecut pe lângă cimitirul Sinasca au observat în ultima vreme că la gardul de acolo se efectuează lucrări cel puțin ciudate. La prima vedere s-ar părea că muncitorii încearcă să termoizoleze gardul. Un reprezentant al firmei care consolidează gardul ne-a explicat că, în ciuda faptului că pe șantier există materiale folosite de obicei la termoizolare, nu este vorba despre așa ceva. Problemele apărute din cauza tasării terenului în anumite zone i-au determinat pe muncitori să folosească asemenea materiale. Dar din ce cauza a alunecat terenul sau de ce nu este drept aici? De ce nu e drept ce? Betonul turnat? Nu, de ce nu e drept gardul cimitirului? În partea de sus? Gardul de sus nu e drept în partea de sus pentru că e terenul înclinat. Mai în acea parte se dă cu pe zăpadă, nu? Numai în porțiunea de curbură. Atât. Dar nu vă este teamă că, eu știu, va putea fi deformat? Eu știu, dacă vine cineva și dă mai tare în el, acea zăpadă se poate strijeli? Se plachează cu cărămidă ceramică și nu se deformează. Nu e vorba de nicio izolație termică. Da. Sub nicio formă. Dacă cineva a venit cu ideea asta, e grav. Data finalizării lucrărilor era inițial 28 mai, dar lucrările se vor încheia cu întârziere. Data finalizării e 28, numai că avem o interdicție de lucrare din cauza telecomunicațiilor, că avem un cablu pe aici. Pe acolo am avut anumite întârzieri pentru pomii ăia, nu am avut soluție să-i tăiem la capăt, și soluția pentru porți.